Bună dimineața, vă spune din nou Adrian Florea, Real Estate Broker la Grintera Realty. Bine v-am regăsit la o nouă emisiune cu titlul Real Estate sau Imobiliare de la A la Z. Astăzi, episodul F. Data trecută am discutat despre diferite modalități de a investi în real estate, avându-l alături de mine pentru un scurt interviu pe Frank Varga, unul dintre investitorii din zona Kitchener-Waterloo. Astăzi m-am gândit să discutăm despre asigurări. Evident, acestea să graviteze în jurul subiectului real estate. Mă gândesc atât la sensul metaforic sau figurat, cât și la sensul ei propriu. De aici o primă întrebare care, fie vorba între noi, mi s-a pus de nenumărate ori. Nu mi-aș putea cumpăra sau vinde casa fără ajutorul unui agent imobiliar? Răspunsul, în ambele cazuri, este același. Sigur că da. Dar dacă vă aflați în postura cumpărătorului, de ce v-ați duce direct la agentul de listing, fără să fiți reprezentat de propriul agent? E bine de știut că întotdeauna agentul de listing va reprezenta interesele clientului său, vânzătorul casei, nici de cum pe al dumneavoastră. Chiar dacă îi veți deveni client, acesta tot va căuta să vândă proprietatea la prețul cel mai mare, da? Și în condițiile cele mai avantajoase pentru vânzător. Nu e niciun secret în asta, vă spun eu. În plus, atunci când cumpărați o proprietate, nu aveți de plătit niciun fel de comision agentului. Și atunci mă întreb, că tot vorbim de asigurări, de ce nu preferați să fiți protejat, asigurat și să stați liniștit, deoarece un buyer agent vă reprezintă doar dumneavoastră interesul. Acum, dacă sunteți în postura vânzătorului și îmi puneți aceeași întrebare, nu mi-aș putea vinde și singur casa, ce nevoie am de un agent imobiliar? V-aș răspunde ca și în cazul precedent. Evident că vă puteți vinde și singur casa, nu e nimic ilegal în asta, nu vă împiedică nimeni. Dar întrebarea mea este, importantă este pentru dumneavoastră doar vânzarea casei sau prețul cu care se vinde casa? Pentru că dacă nu vă interesează prețul obținut, atunci da, o vindeți liniștit și singur. Dar un agent, prin strategiile lui de marketing, caută să vă vândă casa la cel mai mare preț posibil. Spre exemplu, un listing de al meu apare pe 24 de website-uri, din care 5 sunt social media. O expunere fantastică. În plus, aveți parte de fotografii profesionale, în interior cât și în exterior, fotografii aeriene, din dronă, 3D virtual tour, staging profesionist și multe, multe altele, toate pe cheltuiala mea, nimic de la dumneavoastră din buzunar. Iar un exercițiu matematic simplu arată că, deși plătiți un comision, la final rămâneți cu mai mulți bani în buzunar în urma vânzării casei decât dacă ați face-o fără ajutorul agentului și fără plata comisionului. Vă garantez, aveți această asigurare din partea mea. Deci în ambele cazuri, vânzător sau cumpărător, cea mai mare asigurare a dumneavoastră constă în folosirea unui agent imobiliar profesionist. Și acum că tot vorbim de asigurări, doresc să vă inițiez puțin în acest domeniu și să invit alături de mine o persoană calificată în domeniul asigurărilor, o persoană cu multă experiență și cu niște sfaturi, cred eu, excepționale, care sunt sigur că vă va trezi interesul. Este vorba de nimeni alta decât Silvia Ruxanda. Bună ziua, Silvia! Bine ai venit în emisiunea Real Estate sau Imobiliare de la A la Z. Bună ziua, Adrian! Bună ziua tuturor! Îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur și mă simt onorată să-ți fiu alături în emisiune. Crede-mă, Silvia, că eu mă simt onorat pentru că mi-ai acceptat invitația. Și acum, pentru început, te rog să ne spui câte ceva despre tine, despre, eu știu, România, Canada, studii, carieră și așa mai departe. Am născut în Zărnești, în județul Brașov. Am absolvit Colegiul de Științele Naturii Emil Racoviță din Brașov. Iar apoi am urmat cursurile Facultății de Științe Juridice și Administrative cu specializarea în administrație publică. În 2012 am emigrat în Canada. Când am ajuns în Kitchener, nu știam ce cale să urmez. Primul meu loc de muncă a fost într-un azil de bătrâni, dar după un an și jumătate m-am hotărât să fac altceva și am ales domeniul asigurărilor, mai exact asigurări de viață și sănătate.
Dar mi-a plăcut atât de mult încât am ales să fiu și instructor pentru viitorii agenți în compania pentru care lucrez. Cu agenți de asigurare am mai discutat, dar sincer să fiu, cu instructori agenți încă nu. Felicitări! Ca să Mulțumesc! rămân acum în același registru, te-aș întreba ce subiecte ți-ai propus să ne prezinți astăzi? Ce ai pregătit pentru telespectatorii noștri? Adică sunt câteva subiecte pe care vreau să le ating, iar primul este impactul negativ pe care îl are decesul într-o familie atunci când aceasta este înhămată la un mortgage. Vreau mai întâi să clarificăm un lucru. Mortgage Protection Insurance sau asigurarea de viață pentru mortgage nu este obligatorie, dar o asigurare de viață este necesară. Și de ce spun asta? Mortgage-ul este poate cea mai mare datorie pe care o persoană o poate avea de-a lungul vieții. Prețurile caselor cresc năucitor de repede în momentul în care o persoană cumpără o casă, cumpără și asigurarea de casă. Asigurarea de casă protejează în caz de inundații, de incendiu, de furt. Asigurarea de viață protejează familia în cazul decesului persoanei ce a obținut mortgage-ul. Și vreau să dau un exemplu, o familie compusă din părinți și doi copii. Dacă unul dintre părinți decedează, va fi destul de greu pentru părintele rămas în viață să întrețină familia, casa, să plătească mortgage-ul. Aici intervine asigurarea de viață, ce va plăti suma pentru care persoana decedată s-a asigurat. Fără o asigurare de viață potrivită, în multe cazuri, familia poate pierde casa pentru că nu mai este același venit lunar, cheltuielile rămân la fel sau pot chiar crește, iar părintele nu poate face față cheltuielilor. Da, este foarte adevărat ceea ce spui și trist în același timp, evident. Știi, Silvia, noi oamenii suntem foarte naivi, iar atunci când suntem sănătoși și relativ tineri, considerăm că trăim o veșnicie. Degeaba vedem în jurul nostru tot felul de cazuri deprimante, vedem prieteni și cunoștințe care își deschid aripile și pleacă definitiv din preajma noastră. În naivitatea noastră considerăm că asta s-a întâmplat și se poate întâmpla altora, dar nu nouă. Și uităm mereu că ne-am născut cu pașaportul de moarte în buzunar. Dar eu zic, hai să depășim momentul și să presupunem că plătitorul de mortgage nu decedează, dar suferă totuși un accident grav și nu mai poate lucra. El nu mai poate aduce un venit constant familiei. Ce se întâmplă în acest caz cu mortgage-ul? Asigurările de viață sunt diferite, nu sunt one size fits all, deci se pot personaliza cu riders sau opțiuni, în funcție de nevoile, preferințele și bugetul fiecăruia. Disability Waiver of Premium este un astfel de rider prin care compania de asigurări renunță la a colecta plata lunară pentru polița de viață, atâta timp cât plătitorul de mortgage are o dizabilitate totală și permanentă. Bineînțeles, dizabilitatea trebuie dovedită prin acte medicale. Evident. Dacă polița de asigurare de viață a fost eliberată de către o instituție financiară, în acest caz vorbim de Mortgage Disability Insurance Rider, care acoperă doar o parte, de obicei exprimată în procente, din plata lunară pentru mortgage, pentru o anumită perioadă de timp. Acum, există riders care acoperă și critical illness sau bolile critice, cum sunt cancerul, infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. În cazul acesta, compania de asigurări va plăti o anumită sumă asiguratului. Acest rider are de obicei o perioadă de supraviețuire de 30 de zile. Am înțeles. Acum, Silvia, după părerea ta, ce fel de poliță se potrivește unei persoane care a cumpărat o casă? Nu cred că sunt foarte mulți cei care cumpără o casă fără mortgage. Mortgage-ul se Corect, plătește așa. în 20, 25, 30 de ani. Deci se încadrează la nevoi temporare. Pentru a-l acoperi în cazul decesului persoanei care a obținut mortgage-ul, este nevoie de o poliță de viață la termen sau, cum spunem noi, term life insurance, care se face pentru aceeași perioadă de timp ca și mortgage-ul. Perfect până acum, dar Silvia, hai să intrăm puțin în miezul problemei și asta nu înseamnă neapărat să detaliez prea mult, dar aș dori să spui telespectatorilor noștri ce fel de polițe există pe piață și cum le deosebim. Polițele de viață se împart în două categorii.
term sau temporare și permanente. A menționat faptul că polițele la termen sunt pe o perioadă definită de timp. Pot fi pe 10, 15, 20 de ani. Ele pot fi mult mai ieftine decât polițele permanente, dar când perioada de timp s-a scurs, compania de asigurări te întreabă dacă vrei să reînnoiești contractul. La reînnoire, prețul va fi diferit față de ce ai plătit înainte, poate chiar dublu. Iar asta se datorează faptului că nu mai este necesară o evaluare a sănătății asiguratului, iar prețul este bazat pe vârsta celui asigurat la momentul reînnoirii. Recomandarea mea este ca cei care știu că sănătatea lor este la fel de bună să aplice pentru o altă poliță, pentru aceeași valoare, dar înainte de terminarea contractului original. Când vorbim de polița de viață permanentă sau Permanent Life Insurance, de obicei aceasta acoperă costurile de înmormântare, taxele ce trebuie plătite de persoana decedată, plus alte cheltuieli. În unele cazuri, persoana asigurată dorește să lase niște bani familiei sau celor dragi sau chiar să-i doneze, iar suma asigurată poate să crească. Spre deosebire de Term Life Insurance, aceasta are același preț lunar. Nu crește cu vârsta sau dacă persoana are probleme de sănătate, de exemplu. În plus, unele tipuri de asigurări permanente de viață au și o componentă de cash value. Adică dacă te hotărăști să anulezi polița de viață, să zicem, după 30 de ani, poți lua o parte din suma plătită. Această sumă va diferi de la o companie la alta, de la un produs la altul, bineînțeles. Da, sunt total de acord cu tine și plecând de la ce ai spus adineauri, că sumele diferă de la o companie la alta, ar fi interesant de știut care este diferența dintre o poliță eliberată de către o instituție financiară și una eliberată de către o companie de asigurări atunci când cumpărăm o casă. Decizia de a cumpăra o casă nu este una ușoară. Necesită timp, informații date de către agentul de real estate, trebuie bifate anumite cerințe de pe lista cumpărătorului. Deci este considerată o investiție majoră. Ca să îmi protejez investiția, vreau să fiu sigură că în cazul decesului familia mea nu va avea de suferit. Nu va trebui să vândă casa, așa că apelez la o poliță de asigurare ca să îmi plătească restul mortgage-ului. Fie că mai sunt 20 de ani sau 5 luni. În cazul decesului plătitorului de mortgage, instituția financiară va acoperi doar suma rămasă pentru mortgage. Suma aceasta nu va ajunge la familia celui decedat. Acest gen de poliță de asigurare se numește descrescătoare. Acum, cu o poliță eliberată de către o companie de asigurări, acest lucru nu se întâmplă. Compania de asigurări va face plata întregii sume asigurate către beneficiar sau beneficiari, iar aceștia vor decide ce vor face cu banii. O altă diferență este verificarea datelor înaintea eliberării unei polițe de viață. Compania de asigurări va decide prețul și dacă aplicantul va putea fi asigurat bazându-se pe informațiile oferite de către agent. Aceste informații nu sunt doar întrebări generale legate de vârstă, greutate, înălțime, și suma asigurată, dar și întrebări legate de sănătate, dacă persoana este fumătoare sau nu, locul de muncă, stilul de viață. Uneori, compania va cere ajutorul unei firme specializate, pentru colectarea unor informații, ca semne vitale, analiza sângelui. Acum, o altă diferență între cele două tipuri de polițe de viață ar fi prețul, care pentru unele persoane cântărește foarte mult în decizia luată. În cazul instituției financiare, aceasta va oferi un preț de bază legat doar de răspunsurile date la întrebările generale. În cazul decesului persoanei care a obținut mortgage-ul, abia atunci se va face o verificare retroactivă a sănătății asiguratului la data la care a obținut mortgage-ul. Dacă se confirmă că persoana era bolnavă, avea probleme de sănătate, instituția financiară poate decide să nu facă plata sumei rămase din mortgage. Prețul unei polițe de viață eliberată de o instituție financiară va fi cu mult mai mic decât cel al unei polițe de viață eliberate de o companie de asigurări, tocmai din considerentele enumerate mai devreme. Da, am înțeles că există un mare risc. Silvia, îți mulțumesc pentru toate aceste răspunsuri
punctate atât de coerente a lungul emisiunii. Și îți mulțumesc pentru participare, dar n-aș vrea să încheiem aici până nu mai obținem încă ceva de la tine. Ai fost foarte, foarte la obiect cu tot ceea ce te-am întrebat. Iar acum doresc să-ți ofer mână liberă și să ne spui, din punctul tău de vedere, al specialistului în asigurări, ce ne sfătuiești pe viitor sau ce concluzie ar trebui să tragem? În câteva cuvinte, ce dorești să transmiți publicului vis-a-vis de asigurări? Poate fi destul de greu să determin lipsurile în cazul asigurărilor și chiar dificil să distingi între diferitele tipuri de polițe de asigurări existente astăzi pe piață. O evaluare a nevoilor este necesară înainte de a cumpăra o asigurare, că e de viață sau de sănătate. Un agent de asigurări va trebui să facă o evaluare completă a nevoilor și să facă o recomandare bazată pe lipsuri, cerințe și buget. Nu vă aruncați să cumpărați o asigurare fără ca agentul să vă facă un needs assessment complet. Acum, sper că v-am fost de ajutor și că informațiile ce vi le-am oferit vă vor servi pe viitor. Dacă aveți întrebări, dacă doriți mai multe informații, vă stau la dispoziție cu mare drag. Numărul meu de telefon este afișat pe ecran, în bară, iar adresa de e-mail este silviaruxanda3@gmail.com. Îți mulțumesc, Adi, încă o dată pentru invitație și vă doresc tuturor o zi bună. Îți mulțumesc și eu, atât în nume propriu, cât și în numele telespectatorilor noștri. Sunt convins că ai venit cu informații utile pentru noi toți și mai mult decât atât ai explicat anumite aspecte care pentru unii poate că au fost neclare până acum. Îți mulțumesc și îți doresc o zi bună. Pe curând! Pe curând! Eu mai rămân cu dumneavoastră pentru partea de final. Doresc să vă spun că invitația de a participa în emisiune rămâne deschisă tuturor oamenilor de business, tuturor celor care au legătură directă cu domeniul imobiliar, cum ar fi constructori, antreprenori, mortgage brokeri, asigurări, așa cum am avut parte astăzi, contabilitate, chiar și alți agenți imobiliari și așa mai departe. Cei interesați mă pot contacta pe mesaj privat sau mă pot suna. Înainte de a trece la tragerea la sorți, reamintesc faptul că în fiecare săptămână, la finalul subiectului prezentat, așa cum v-am obișnuit deja, voi face o nouă extragere. Ofer câte un gift certificate de fiecare dată. Deci dacă sunteți posesorul unui astfel de gift certificate și îl folosiți împreună cu familia dumneavoastră, beneficiați de un rebate de $500 în cazul în care cumpărați o proprietate cu mine sau de $1000 dacă vindeți o proprietate cu mine. Gift certificate-ul este transmisibil, dar în cazul în care îl oferiți cadou unui prieten, vecin, coleg, atunci acesta din urmă va beneficia de rebate-ul amintit adineauri. O ultimă lămurire, gift certificate-ul nu este valabil pentru închirieri. Condițiile de participare sunt foarte simple și transparente. Scrieți un comentariu și dați un share emisiunii. Atât. Sper că nu cer prea mult. Sper că nu ofer prea puțin. Câștigătoarea de data trecută a fost doamna Monica Richard. Felicitări încă o dată. Și acum, hai să vedem cine este câștigătorul sau câștigătoarea de astăzi. O invit alături de mine pe asistenta mea, Cassandra. Hi, everyone. Hi. Așa. Amestecă bine, bine, bine. Shake it, shake it, shake it. Așa. Înghețată o dai la tati, da? Da. Bagă mânuța amestecă. Așa. Și scoți un bilețel. Mulțumesc pentru partea a doua înghețatei. Deschide bilețelul. Și îl arătăm, îl arăți tu. Așa, așa. Bun, se vede foarte bine. Deci, câștigătorul se numește Mircea Iederan. Da, încă o dată. Felicitări, domnule Mircea. Vă voi contacta într-un mesaj privat pentru a vedea cum ne putem întâlni și a intra în posesia gift certificate-ului. Cam atât pentru astăzi. Voi oferi mai jos transcrierea înregistrării video pentru a fi mai ușor celor care doresc să spicuiască
anumite pasaje din ce am discutat astăzi aici. În emisiunea viitoare îmi propun să dezbat o altă temă interesantă și fierbinte, zic eu, sugerată de unii dintre dumneavoastră. Aștept pe mai departe comentarii și propuneri pentru noi teme. Nu uitați, un comentariu și un share vă propulsează în participarea unei trageri la sorți pentru un alt gift certificate în valoare de 500, respectiv 1000 de dolari, pentru cine cumpără sau vinde o proprietate cu mine. Dacă v-a plăcut acest material video și l-ați considerat util pentru dumneavoastră, familia, colegii sau prietenii dumneavoastră, nu uitați să dați un share și să scrieți un comentariu pe Facebook și subscribe pe YouTube. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, eu, Adrian Florea, împreună cu asistenta mea Cassandra, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și vă dorim tot binele din lume, multă inspirație în tot ceea ce faceți, sănătate și liniște sufletească. Pe curând!